În cursul zilei de ieri, polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani din comuna Gângeava, județul Dolj, conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal. La data de 26 ianuarie anul în curs, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani din comuna Gângeava, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66 Cursaru, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.